Să vorbim despre realizările Republicii Moldova. Alături de mine este un invitat pe care noi tare mult timp l-am așteptat și în sfârșit a ajuns și pe la noi Ștefan Iamandri, care este și directorul Oficiului Național al Viei și Vinului. Bună dimineața, Hristos a înviat, bine ai venit! Bună dimineața, cu adevărat înviat și bine m-am găsit! Uite că ai venit totuși într-o perioadă foarte frumoasă, pentru că Republica Moldova deține o nouă poziție într-un clasament internațional. Ziua Națională a Vinului din Republica Moldova a fost desemnată câștigătoarea categoriei Magnet of the Region în cadrul prestigiosului concurs tematic Wine Travels Awards. De ce este totuși atât de prestigios concursul respectiv? Da, concursul este prestigios din punct de vedere că a fost un anume cuvântul concurs în care toți doritorii au votat pentru evenimentul care îl cunosc, pentru eveniment care li se pare recunoscut și prestigios. Pentru noi este importantă recunoașterea. Recunoașterea brandului de țară Wine of Moldova, recunoașterea acestui eveniment ca Ziua Națională a Vinului. Noi toți cunoaștem Republica Moldova de Ziua Națională a Vinului, însă este foarte important inclusiv pentru atragerea turiștilor de a ține semne de recunoaștere peste hotare. De asemenea, a fost important când acest premiu a fost înmânat în cadrul la evenimentul London Wine Fair, așa, unde a fost înmânat acest premiu domnului ambasador în Republica, în Marea Britanie. Deci, iarăși, este faptul cât mai mult mediatizare, cât mai mult comunicare despre această activitate. Iar noi, la rândul nostru, ne bucurăm de acest fapt, deoarece dorim prin intermediul activității în Republica Moldova să atragem tot mai mulți turiști care să vină să deguste vinurile noastre, să vină să deguste bucatele noastre și totodată să descopere Republica Moldova. Și e adevărat că în urma unor astfel de competiții sunt și foarte mulți agenți economici interesați să preia din vinurile din Republica Moldova și să le introducă pe piața europeană, pe piața din Statele Unite ale Americii, de ce nu? Că știu că deja sunt pe rafturi. Sigur, da, iarăși acesta tot este un instrument. Din ce cauză noi vorbim foarte mult pe faptul că Republica Moldova, vinurile din Republica Moldova sunt cele mai premiate din Europa de Est. Așa. Cu cât mai mult comunici despre ceva, este regula psihologiei, cât mai mult comunici, cu atât mai mult la consumator acesta se memorizează. Și faptul că noi comunicăm, câștigăm medalii și recunoaștere și evenimentul vinului și vinurile noastre primesc medalii, este faptul că consumatorul, când se duce într-un magazin unde are sute de vinuri de ales, între 10 de țări vitivinicole, atunci este foarte important să ne recunoaște, că doar ce el se aduce minte. Uite, eu am citit undeva despre, de exemplu, recunoașterea Ziua Națională Vinului sau despre medalii. Și atunci șansa că el să ia aceste vin de pe raft este mult mai mare. Încă o dată, competiția este foarte mare. Noi suntem o țară foarte mică, însă cu inimă mare, însă iarăși nu trebuie să uităm că sunt țări vitivinicole mari, care au puternice și care noi concurăm pe plan internațional. Bine, dar vorbim despre faptul că noi știm să vindem ideea unui vin sau, într-adevăr, vinul din Republica Moldova este unul calitativ? De ce? Pentru că noi eram obișnuiți să vorbim despre vinurile franceze, Italia era o țară de referință în materie de vinuri, Spania, Georgia. Cum am ajuns noi în acest top? Într-adevăr, nu este un secret, noi de mult producem vin. Toți cunosc că vinurile noastre sunt foarte bune. Ideea de bază este că din 2013, când noi ne-am reorientat de pe Federația Rusă, după cele două embargouri, producătorii au înțeles că trebuie să schimbe. Trebuie să schimbe calitatea înspre consumatorul din Uniunea Europeană, sunt consumator mai cunoștințe mai multe, care are preferințe și care totodată el este curios. Și din cauza aceasta, producătorii noștri au investit foarte mult. Noi, la rândul nostru, Oficiul Național Viei și Vinului, am investit în promovare brandului de țară Wine of Moldova, în promovare inclusiv cultura consumului în Republica Moldova și totodată participare la expoziții internaționale, acolo unde se vorbește despre vinurile noastre și unde poți să ai parteneriate cu medii de afaceri, să te întâlnești cu ei. Deci, așa, a fost un efort comun, cum am spus, este lucru ce este promovare, este și calitate. Și la urmă a fost o simbioză excelentă care dă rezultate și vedem rezultate deja clare. În ultimii 5-7 ani văd foarte multă lume care tranzitează din zona les amateurs în les connaisseurs, exact, pentru că lumea vrea să cunoască și povestea din spatele vinului, vrea să încerce mai multe soiuri de vinuri. Astfel, vreau să întreb, alte țări la care noi nu ne-am fi așteptat să fie atât de prietenoase față de vinul din Republica Moldova, care ar fi? Pentru că pentru mine a fost o surprindere să văd vinurile din Republica Moldova pe rafturile din Suedia, de exemplu. Știu că și în Norvegia sunt deja cunoscute. Mai departe, unde pleacă vinurile noastre? Da,
cu mare mândrie vă spun faptul, împărtășesc noutate că noi am deschis prima reprezentanță Wine of Moldova Japan. Am fost în Tokyo luna trecută, reprezentanța 6 companii, unde am avut întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, importatori, distribuitori, cu asociația sommelier. A fost peste 40 de sommelier din Japonia. Este foarte important, deoarece noi acolo promovăm vinurile de calitate, vinurile premium. Însă ca să vinzi vinurile premium, este important să vorbești cu, inclusiv cu sommelier, această persoană care discută ulterior cu consumatorul, care el se explică lui. Totodată, Oficiul Național Vin și Vinului, începând cu anul trecut, a încheiat un parteneriat cu Asociația Internațională Sommelier, unde noi o să, prin intermediul sommelier, să promovăm vinurile noastre și o să le explicăm lor despre tipicitatea vinurilor noastre. La fel ca și în Japonia. Acolo consumatorul este foarte curios. Noi vedem acesta ca o regiune cu potențial pentru vinurile noastre, deoarece japonezii, noi cunoaștem, sunt curioși și încearcă de toate și asta e foarte bine pentru noi, deoarece vinurile noastre premium au capacitatea de a fi procurate cu un preț mai mare și acolo consumatorul este gata să achite pentru aceste vinuri care ne reprezintă țara noastră, reprezintă vinuri inclusiv cu soi autohtone, ca fetească neagră, rară neagră. Deci este, noi dorim să fim prezenți în țările cele unde este potențial pentru vinuri premium. Ștefan, dar nu este o provocare mult prea mare pe care și-o asumă Oficiul Național al Viei și Vinului, pentru că îmi dau seama că vorbim și despre niște investiții, dar vorbim și despre o piață de consumatori foarte alintați și pretențioși. Da, sectorul vitivinicol toată viața trec prin provocări. Așa este e. Vorba de agricultură, sectorul vitivinicol, din păcate, deseori a fost nevoit să cadă pe genunchi, apoi să ridice de fiecare dată. Deci este un sector luptător, un sector proactiv, care tot timpul s-a reorientat trendurilor noi. Cunoaștem că 85% din vinurile noastre sunt exportate peste hotare. Ceea ce ne face pe noi să fim, să urmărim trendurile, să fim activi acolo unde, de exemplu, alte țări nu au reușit, că, de exemplu, noi suntem ne promovăm ca o țară inovativă cu trenduri precum inteligența artificială, vinurile care le-am făcut și am prezentat în cadrul expoziției ProWine. Noi tot timpul ne străduim să depunem efortul și să promovăm brandul țară Wine of Moldova, pentru ca, care este o umbrelă la vinurile noastre din Republica Moldova, pentru ca vinăriile să câștige la aceasta, ca să comunice și lor să fie mai ușor să deschidă ușile cu importatori sau distribuitori. Nu o să dăm acum anume, dar vreau să-mi spui din ceea ce cunoști, din background-ul acestei scene vitivinicole, cât de mult colaborează producătorii de vinuri între ei? Da, dacă au o relație de parteneriat. Apropo, foarte bună întrebare. Din ce caz, noi acum recent am organizat vernisajul vinului și discutam cu un fost coleg care acum este și mic producător. El vorbea despre un alt sector din domeniul agriculturii și zicea: Ștefan, uite, este foarte dificil în domeniul dat ca să fac schimb de experiență, să discut bunele practici. Zicea, în cadrul sectorului vitivinicol, el este surprins cât de ușor în cadrul schimb de experiență te-ai dus la un coleg, ai întrebat care sunt tendințe, cum poți să fac unele parteneriate. Oficiul Național Vin și Vinul organizează multe evenimente de instruire. Așa. Noi avem Academia Wine of Moldova Academy, unde organizăm evenimente de instruire în sectorul vitivinicol, diferite probleme, ca de exemplu cerințe de etichetare, acum noi care sunt, vinurile ecologice, vinurile, evident, sustenabile, care este următoarea etapă. Adică noi tot timpul ne străduim să informăm producătorii, să-i instruim despre acesta. Și asta și este faptul la aceste evenimente, totodată noi ne străduim că ei să vină discută între dânsi. Fiindcă când lucrezi toată ziua, cam mai greu să duci la vecin să întrebi ce mai faci. Sau dacă are sare. Exact, da. Respectiv, există și o relație frumoasă de colaborare, de prietenie. În Republica Moldova sunt soiuri autohtone care urmează să mai câștige premii, pentru că am avut un vin super celebru, iarăși nu o să facem acum publicitate, dar am putea repeta această poveste de succes? Da, desigur, noi o să și repetăm la sigur, sunt încrezut în vinurile noastre. Deja suntem în sezonul 2024, de-abia să începe, însă este important vinurile noastre să lucrăm asupra lor și să urmărim, din nou, cum ziceam, trendurile globale. Noi, Republica Moldova, cum lucrăm asupra unei responsabilități sustenabile, cunoaștem provocările care sunt acum schimbări climaterice. Chiar dacă suntem o țară mică, noi ne afectează foarte tare. Ceea ce ține de provocări cu irigare, ceea ce ține de secetă, din cauza și aceasta, Oficiul Național Vin și Vin lucrează cu pepineriști, lucrează cu vinificatori din punct de vedere la lucru, la potențial, materie primă rezistentă la schimbări climaterice, rezistentă la boli. Și din cauza aceasta, iar ziceam, asta nu poate să ai bloc dacă nu comunică toți împreună. Cred că, perfect a spus, unul din elemente cheie succes este comunicarea, colaborarea între toți factorii. Care este șansa producătorilor mici de vinuri să se afirme pe piața internațională?
Șansa este foarte mare. Dacă în 2013, când a fost creată Oficiul Național Vin și Vinuri, erau mai puțin de 10 producători, acum sunt aproape 70 de mici producători. Și sunt sigur că numărul lor o să crească. Este inclusiv pentru noi și un indicator faptul că persoane din diferite domenii doresc să investească în sectorul vitivinicol. Deci pentru dânsii este... evident că mediul de afaceri dorește să investească într-un domeniu, să nu este un indicator cheie că este sigur și vede un potențial ca banii lor să fie gestionați într-un domeniu sigur, unde vor avea venit. Și din cauza aceasta, mici producătorii, ei sunt acei care tot timpul riscă, tot timpul produc vin nou și produc un vin, evident, ca și toate vin Republica Moldova, vinuri de calitate. Și ei câștigă foarte multe medalii. Apropo, ei sunt, dacă să zicem, la comparație cu alte vinării, ei sunt câteodată și la egal la numărul de medalii care le câștigă. Și iarăși, ceea ce este interesant și tipic pentru mic producător este, de exemplu, când vin turiștii, iau o abordare personală cu producători. Deci, mici producători sunt iarăși importanți pentru mediul rural, deoarece sunt acei care angajează forță de muncă, acei care toată familia lucrează acolo și inclusiv vecinii sunt implicați. Pentru zona noastră rurală, pentru satul nostru, este foarte important creșterea numărului de mici producători. Ai menționat, Ștefan, deja despre inserția inteligenței artificiale în domeniul vitivinicol. Da. Cam cum ar arăta asta? Da, noi am făcut deja un lucru foarte mare. Noi am prezentat în cadrul expoziției internaționale, cea mai mare expoziție internațională din Germania, ProWine, vinurile noastre. Din cadrul la Oficiul Național Vin și Vinuri, are 14 loturi experimentale, de unde noi am produs vin, oenologul nostru, din cadrul oficiului, împreună cu inteligența artificială. Pe tot parcursul ciclului de producere a unui vin, a învățat, a instruit acest instrument de inteligență artificială, a introdus foarte multe informații, a prezentat, iar și la rândul lui avut recomandări, ca de exemplu perioada de optimă de recoltare și cel mai important, am ajuns la etapa finală când a fost anume de asamblare, adică cupajarea vinurilor se recomande și produsul final l-am prezentat în cadrul la ProWine. Impactul a fost enorm, cu investiții foarte mici, au scris spre noi reviste mondiale care costul câteodată ajunge la 10-20 mii pentru un articol. Wow. Ei au scris spre noi gratuit din cauza că am fost primii, noi ne-am poziționat prima țară internațională care produce vin cu inteligență artificială și a fost un impact enorm. Și iarăși, suntem o țară mică, însă noi ne promovăm ca o țară inovativă și prin faptele noastre noi asta își demonstrăm. Despre aceste inovații o să vreau să discutăm și într-o altă ediție, pentru că te aștept cu mare drag să vorbim și despre vinurile eco, despre care se tot discută în ultima perioadă. Erau 3 producători, acum se zvonește în țară că sunt mai mulți, dar dacă e așa sau nu, discutăm în altă zi. Până atunci, mulțumim tare frumos că ai venit. Mersi mult de invitație.